Bună ziua încă o dată. Dacă criza nu ar fi lovit în 2009 și dacă am fi susținut ritmul de creștere pe care l-am cunoscut în ultimul deceniu, anul acesta, oficial, România ar fi fost o țară dezvoltată. Am fi urmat și noi pe urmele Ungariei, Cehiei, Slovaciei, Poloniei, care deja au devenit țări dezvoltate. Și așa, cu toată criza și cu toată tevatura pe care criza o adus-o, există o serie de orașe în România care în momentul acesta sunt orașe dezvoltate. De acestea se numără Bucureștiul, Timișoara și Clujul. Și în momentul de față ne aflăm într-un spațiu dezvoltat. Pentru prima dată în istoria Clujului, Clujul este un oraș dezvoltat. În mare parte, discursul meu este despre cum am ajuns aici și cum putem continua mai departe. Argumentul principal pe care vreau să-l fac este că o economie este suma oamenilor din care este alcătuită, iar dezvoltarea economică sustenabilă este produsul ideilor, al ideilor mari pe care acești oameni le generează. Ca atare, contează mai puțin, de exemplu, resursele naturale pe care le avem. Dimpotrivă, resursele naturale pentru o țară în curs de dezvoltare sunt o mare problemă. Și oarecare problematic frenezia cu care unii acum promovează exploatarea aurului de la Roșia Montană, exploatarea cuprului sau exploatarea gazelor de șist. La fel de puțin contează o viziune miopică pe atragerea de capital și investitori străini. La fel de problematic este o viziune generală de dezvoltare pe sector. Să dezvoltăm agricultura, să dezvoltăm industria sau să dezvoltăm, turismul. Mare parte, când vorbim de dezvoltare economică, trebuie să vorbim de creștere economică. De multe ori, creșterea economică este un concept și un proces care provoacă nevroze. Majoritatea oamenilor sunt destul de sceptici când vorbesc despre conceptul ăsta. Cu toate acestea, dezvoltarea economică fără creștere economică nu se poate. Nu numai atâta, dar țările care au creștere economică au în mod absolut corupție mai puțină, sunt societăți mai tolerante, societăți mai deschise, societăți cu o societate civilă mai activă, societăți cu mai multă cultură, societăți care produc mai multă artă. Și problema nu este dacă să avem creștere economică, problema este ce fel de creștere economică avem. Și motivul pentru care creșterea economică provoacă nevroze este simplu fapt că există creștere economică bună și există creștere economică mai puțin bună. Și încercând să definească creșterea economică bună, un laureat la Premiul Nobel, Edmund Phelps, vorbește despre regula de aur a creșterii economice. Și ce el spune practic, creșterea economică trebuie să fie de așa natură, încât generațiile următoare, cei care ne vor urma, nu o să ne reproșeze că am crescut prea rapid și am distrus, crescând foarte rapid, am distrus natura, am poluat, am polarizat societatea și o grămadă de alte efecte negative care de multe ori sunt asociate cu creșterea economică, dar nici să creștem foarte încet și să le lăsăm o societate subdezvoltată. Și noi știm foarte bine ce înseamnă să moștenești o societate subdezvoltată. Când vorbim de creștere economică, există o lege fundamentală a creșterii economice pe care mulți economiști, politicieni nu par să o cunoască. De altfel, nici nu o să o găsiți în multe cărți de economie. Și legea asta fundamentală a creșterii economice spune că creșterea economică e un produs a doi factori. Creșterea populației, adică mai mulți oameni care, în termeni reci economici, produc și consumă mai mult, și creșterea productivității individuale. Adică când fiecare individ produce în medie mai mult decât a produs la un moment în trecut. Creșterea populației în secolul trecut nu a fost o temă cu care economiștii și-au bătut capul. Pentru simplu fapt, creșterea economică era o condiție normală a vieții de zi cu zi. Lucrurile s-au mai schimbat acum și România a scăzut de la 23 de milioane de oameni la 19 milioane acum, cu repercusiunile de rigoare, dar asta e, mă rog, o altă topică. Ceea ce economiștii și-au bătut capul însă cu în trecut este creșterea productivității individuale. Din multe puncte de vedere, ăsta e sfântul graal al economiștilor. Mare parte a științei economice cu asta se ocupă. Cum
să creștem productivitatea. Și există mai multe moduri de înțelegere al productivității și modul în care acestea am știut să definim productivitatea în trecut influențează cum administrăm economiile naționale, cum administrăm firmele și cum ne administrăm viața personală. Și ce o să vă spun acum sunt patru moduri bine definite, fiecare cu hibele lor. Modul cel mai elementar de înțelegere a productivității este acela care productivitatea este un rezultat al hărniciei oamenilor. Ca atare, nemții și americanii sunt mai harnici decât românii și de aceea sunt mai dezvoltați. În punct de vedere statistic, nimic mai fals. Dacă vă uitați la statistici, românii lucrează cel mai multe ore pe săptămână în Uniunea Europeană. Dar mulți oameni continuă să vadă productivitatea ca un factor al hărniciei. Și definesc hărnicia în felul acesta. Că Badion, de exemplu, lucrează o parcelă de teren, cu ambiție și zel, se pune, lucrează în loc de 8 ore pe zi, lucrează 16 ore pe zi. În loc de 5 ore pe săptămână, lucrează 7 ore pe săptămână. Și în curând ajunge să poată lucra două parcele de pământ. Problema cu definiția aceasta productivității e că ai o limită, limită temporală. O fi Badia Ion mai harnic, să o fi John al americanilor mai harnic decât Badia Ion, dar ai limita plafonul ăsta automat. Și dacă încerci să împingi dezvoltarea economică numai pe hărnicie, automat te lovești de plafonul acesta. Al doilea mod de înțelegere al productivității este faptul că investind în capital, oamenii care deja sunt harnici poate să devină și mai productivi. Dacă dăm lui Badeon un tractor, în loc să lucreze două parcele de teren, lucrează dintr-o dată 10. Mai mult, dacă Badeon lucrează în fabrica de tractoare, el poate inițial să producă un tractor care e echivalentul a 30 de parcele de teren. În mare parte, asta a fost strategia de dezvoltare economică a mai tuturor țărilor comuniste, inclusiv România. Au mutat mase de oameni de la țară la oraș, de pe câmp în fabrici și economia inițial a crescut. Chiar le-a mers bine. În primele decenii de creștere ale comunismului, țările din Europa de Est au crescut în medie cu 2-3% mai repede decât America. Problema cu care s-au lovit, totuși, e că și dacă îi dai omului un tractor, și dacă îi dai un computer, și dacă îi dai o unealtă cu care poate să lucreze mai bine, tot se lovește de un plafon de productivitate. Deci Badea Ion, în momentul în care s-a mutat la fabrică, tot așa de ambițios, cu la fel de mult zel, a ajuns să producă două tractoare pe săptămână. Dar mai sus de punctul ăla, nu a putut efectiv să meargă. Sunt atâtea zile într-o săptămână, atâtea ore într-o zi, nu poate să muncească mai mult. Și unul după altul, alții ca Badeon, Nenea Gheorghe și așa mai departe, au fost mutați în fabrică și au atins plafonul de productivitate. Practic, economiile din Europa de Est au clacat pentru că nu au știut să gândească altceva. În timp ce economiile industrializate ale Europei de Est sau au avut probleme, economiile industrializate din vest au continuat să crească. Și mulți s-au întrebat cum și de ce. Iar cel care a dat explicația, Robert Solow, a câștigat și el un premiu Nobel pentru explicația sa și explicația e relativ simplă. În momentul în care americanii au văzut că John nu poate să producă mai mult de două tractoare pe zi, au spus, dom'le, e o problemă, trebuie să facem ceva, nu mai este. Suntem pe o linie dreaptă, trebuie să gândim altceva. Și ce au făcut ei, foarte interesant. Au spus, dom'le, haide în loc să-l ținem pe John să lucreze într-un domeniu unde oricum nu mai poate crește, hai să aducem o mașină, un robot care să facă munca lui și îl mutăm pe John la marketing și vânzări. Și ca atare, l-au înlocuit munca cu o mașină care în loc să producă două tractoare pe săptămână, producea 20 de tractoare pe săptămână. Și ca atare, economia lor a continuat să crească. În mare parte, ăsta e procesul în care ne aflăm acum ca economie. Economia românească acum trece printr-un proces de transfer tehnologic din vest înspre est.
Dacia, și știu un exemplu prim în acest sens, dar multe vin, multe idei, multă tehnologie, multe investiții din afară. Problema cu această strategie este că transferul tehnologic este un proces exogen. Practic, noi depindem de invențiile făcute de alții. Dacă alții nu inventează o soluție pentru problemele pe care noi le avem, nu avem ce facem. Suntem dependenți de ei. Și acum urmează al patrulea mod formal de înțelegere a productivității, care a fost postulat de un economist deștept, Paul Romer, care a spus: o economie trebuie să aibă resursele proprii pentru a genera progres tehnologic. Trebuie să existe oameni care să inventeze, să genereze idei noi pentru toate problemele cu care o economie se confruntă. Fiind economist însă și fiind economist din școala clasică, el s-a văzut nevoit să pună acest model într-o formulă matematică. Și ca să pună acest model în formulă matematică, el a definit oamenii care generează inovație ca și capital uman. Iar capitalul uman l-a definit ca și cei care au educație formală. Pentru că e singurul mod de a măsura capitalul uman. Deci oamenii care au făcut facultate, au făcut un masterat, au făcut un doctorat și așa mai departe. Problema cu acest mod de înțelegere al economiei e că mai toate guvernele, mai toate firmele investesc în educație, ceea ce în sine nu este un lucru rău. Dar ce nu înțeleg, ce n-au înțeles ei, este că inovația, ideile noi, nu sunt produse neapărat de oamenii educați. Nu-ți trebuie un doctorat ca să vii cu o idee mare. Ideile mari, de cele mai multe ori, sunt generate de oameni obișnuiți. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, niciunul nu au terminat facultatea, toți au schimbat lumea așa cum o știm. Și asta e ideea cea mare. Toți putem juca un rol în a schimba lumea din jurul nostru. Motivul pentru care sistemul comunist a dat greș este simplu. Puterea de decizie s-a aflat în mâinile unui număr limitat de oameni. Cât ar fi de competenți și cât ar fi de inteligenți, ei nu au putut să genereze, să vină cu ideile ca să anticipeze ce se întâmplă în viitor. Karl Popper, un filozof genial, spune că nu știm absolut nimic despre ziua de mâine. Ziua de mâine este mereu o incertitudine. Și este o incertitudine pentru că niciodată nu putem imagina tehnologiile care vor schimba lumea mâine sau poimâine. Așa cum cei în 1980 nu știau cum va arăta lumea după ce internetul va fi inventat, așa nici noi nu știm ce tehnologie ne va schimba viața în ziua de mâine. Și ca atare, când avem un viitor incert, când nu știm nimic despre ce se întâmplă, nu putem prezice mai nimic despre ce se va întâmpla mâine, singurul mod de a face față acestei incertitudini, de a face o strategie de dezvoltare economică, este să dăm cât mai multor oameni șansa să joace un rol în bunul mers al economiei și al societății, pe larg. Ca atare, nu trebuie să ne chinuim să atragem investitori străini, să atragem capital, nu trebuie să ne focusăm pe dezvoltarea unui anumit sector economic. Cea mai bună metodă de a îmbunătăți lumea în care suntem e să investim în oamenii, în fiecare individ. Și pentru mine e o reală fericire când vin, sunt cumva un clujan de vară, îmi spun. Nu sunt clujan jet-beget, dar Clujul este orașul meu și unde vin, când am vacanță, vin la Cluj. Și îmi place cel mai mult când vin la Cluj e să văd schimbarea de an cu an. Numai schimbarea să îmbunătăți o clădire, vin infrastructură mai bună, dar schimbarea în oameni. Și chiar vorbeam cu niște colegi de la Banca Mondială care vin în România an de an și îmi spuneau:
noi, Marcel, venim din 90 încoace și am văzut schimbarea pe care am văzut-o în România, în oameni, nu am văzut-o în nicio altă țară. Spus că este o tranziție dramatică. Și stau de vorbă de multe ori cu prietenii mei, care nu știți cum îi sentimentul românesc. Ei, nimic nu merge, totul e greu, totul politicienii sunt corupți, societatea e vai și amar de capul ei. Oameni care trăiesc aici de zi cu zi și nu văd schimbările. Eu vin de la an la an și văd schimbări care mă bucură. Și cele mai mari schimbări sunt schimbările pe care le văd în oameni. Schimbările care și pe mine mă motivează să investesc, să fac ceva aici. Deocamdată nu fac mai mult decât dau din gură. Dar sunt fenomene precum Fabrica de Pensule, Alt Art, TIFF, TEDx, Creative Monkeys, care fac roboții. Fenomene care efectiv te inspiră. Când vezi că unii oameni în Cluj investesc și vor să facă ceva mai mult, te motivează și pe tine să faci ceva mai mult. Și ca atare, un guvern ar trebui în primul rând să creeze o platformă pentru cât mai mulți oameni să-și realizeze propriile idei, propriile idei mari, propriile vise. Și aceasta este strategia de dezvoltare în viziunea mea. Mulțumesc!